Să nu mai dați din palme, că faceți curent și cad. Hai, bă, că glumea. Mă uitam la vărul Sender. Cum cânt ăsta, cum fluieră. Și eu prostul mi-am cumpărat sticlete. Dacă eram mai mic de înălțime, făceam și colivir, luam acasă. Am să vă rog să mă iertați că am... Ce trebuia să zic, bă, frate? Da, trebuia să zic cu începutul. Nu pot să vă spun bună seara doamnelor, domnilor, pentru că nu se mai folosește cuvântul de domn. E o jignire, că domnii sunt la pușcărie, n-ați văzut? Și atunci vă zic... Bine v-am găsit, vă cer iertare că m-am prezentat, nu pentru asta, trebuia să spun că mi s-a spus din regie, pentru care nu mă cunoaște, să știți că stau cu fața. Deci vreau să vă spun să mă iertați că am cam băut. Am băut, băi, asta e adevărat, am băut, eu dacă nu beau nu mai ia liftul. Și să mă iertați că m-am prezentat în fața dumneavoastră băut. Dar eu în starea asta reprezint poporul român și simptomele lui. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că la ora asta jumătate din poporul nostru e beat. Jumătate nu e în țară. Sunt foarte mulți în Spania la cules de căpșuni. Așa zic țigarii acolo la portofele, căpșuni. Am un prieten, a cules prea multe, i-a dat 7 ani. A depășit norma. Am băut pentru că suntem în post de 25 de ani. M-am îmbrăcat cu ce am votat, să dea dracu, uitați-vă, 25 de ani scrie pe mine. L-am întrebat pe un popă, post, ce n-am voie? Aia, ok. Băutura am voie? Nu? Cât cuprinde. Să rămână. Muieri? Asta s-a uitat la mine, zice, da, dar să nu fie grasă. Mi-aduc aminte de... că mai sunt 2 săptămâni, Paștele. Acum un an de zile de Paște, mi-am bătut frigiderul de foame. Mă întâlnesc cu un vecin. Se uită la mine, ăsta are rovele. Și zice, ce faci, vecine? Ia zi, dă fuma, mai bei? Zic, de când n-am mâncat, nici nu mai știu dacă mai am din singură. Zice, ia de la mine, mi-a dat 200 de mii, cum era bani pe vremea aia, și du-te, ia să te băut, să nu ții de mâncare, că mori. M-a dus la alimentară, mi-a luat 2 sticluțe de coniac Crucea Roșie. Am băut prima sticluță și la a doua s-a declanșat foamea din 1907. Flămând cum eram, m-am dus la frigider, i-am deschis ușa, mi-am aruncat ochii în el și în el nimeni. I-am zis, și Gudie, te am de 25 de ani, nu știi să faci decât fric? Nu faci tu un cârnat, un ou? L-am bătut de la înzăpăcit, dimineața am tăiat conductele, am băut amoniacul, în timp ce eu băteam frigiderul, vecinul tăia mielul. De unde ți-a luat miel? De la second hand. L-a luat mai ieftin că avea defecte. L-am întrebat după Paște, ce defecte a avut mielul ăla, bă, firaradacu? Zice, nu știu, bă, dar până să-l tai, mi-a lătrat toată noaptea în balcon.
era rasa Caniș. Bag și eu o melodie, dar nu știu de mi-am pus CD-ul. Ăla, rotița aia pe care, nu știu, cred că am băut. Trebuie să mă ajutați să dați aici, s-au ținut congresele. Cred că n-ați uitat, că mă uit la vârste, la, n-ați uitat cum dădeați cu... Deci trebuie să mă ajutați să dați din palme, așa, pam, pam, pam. Știți melodia? Deci, am băut și am să mai beau, ai, diri-ri-ri, da, da-i-ra, până-mi face mațul meu, măi, ta, diri-diri-ra, da-i-ra, și stomacul cu curigo, ta-ra-ra, la, diri-diri-ra, să mă duc acasă cu dricu. E mai ieftin o mormântare decât o nuntă. Și vorba, vorba ăla, să te însori pe foamea asta? Să-ți aduci în casă o înțăitoare de bani? Mai bine bei, dragă, și vezi cum e viața, o vezi mai altfel decât o văd aia care nu beau. Aia care nu beau sunt triști. Vă realitatea. La televizor nu mai ai ce să vezi. Ne arată în fiecare zi că mai intră unul la prânăie. Păi, dar asta mă întreb. Băi, bagă la prânăie, dar lovele nu le iau înapoi. Ce pușcărie e asta, bă, frate meu? Suntem cea mai bogată țară din lume, fraților. Să fură de 2000 de ani din ea și tot mai e ceva de furat. Stau și mă întreb la cât s-a furat, cum dracu de n-am căzut după glob. Toți fură să dea dracu. Băi, întrebarea e, fură, fură, dar unde duce? Ai văzut? Nebunul ăla și-a făcut casă cu pereți din tablouri. Au furat asfaltul. Dacă stai să te gândești și să te întrebi, cine fură, mă? Te duci la poliție? Te să fii tâmpit. Crezi mână-mână. Și ce faci? Vă învăț eu că m-am gândit, că am și momente când nu beau și mă gândesc. Aștept 4 ani să vină alegerile. Și te uiți pe gard și pe stâlpi și sunt toți. Toți care fură, să dea dracu dacă nu sunt toți, unul nu lipsește. Ăia care au furat cel mai mult au benere. Începătorii hârtiuțe. Dar toți vin la noi, la tâmpiți, că pune ștampii la voi. Am avut parte în țara asta numai de președinți care au iubit poporul ăsta ca cioacă pe Erodia. Și ce mai au să facă ăștia cu noi? Iohannes Bach ăsta, cum îl cheamă, să ne ascundă. Și după aceea când iese Diaconescu din Pârnaie să-l pună să ne caute. Am avut parte numai de președinți, dom'le, defecți toți. Mi-au cam minte că am prins vremea și dumneavoastră ați prins vremea. Ceaușescu, cum avea gura strângă aici, cu buza în jos, vorbea aici, dom'le, vorbea până să oprea curentul electric. Și se lucea, așa, ca situație. Și de ce avea, și era defect, avea buza asta în jos? Că era cizmar de meserie și aici ținea cu ele. Și între congrese îi mai punea un plachiu lui Coana Leana.
A murit, l-a mierlit ăla de șeful FSN-ului, Ilescu. Ăla a râs de noi 16 ani. Bă, frate, eu n-am televizor acasă, dar îl vedeam pe vitrine. Când vorbea, râdea. I-a zis într-o seară să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ai urechi, că ești în stare să-și râzi de jur împrejurul capului. După vreo 16 ani, noi, poporul mai grei de căpșor, ne-am dat seama că e cam hoț și mecheră caghebista, baba asta caghebista, și l-am ales pe ăla cu cioc. Pe Cioc Standinescu. Tot poporul, că așa suntem noi duși cu pluta, tot poporul nici nu l-a înscăunat bine la Cotrogeni și îi ziceau țapu. I-a zis țapu, da sau nu? Da, dar am stat 4 ani capră. Cine nu aplaudă, îl mai doare încă. Uite, domnul cu ochelari. A scăpat și de la și l-am ales pe tamponat. Pe Băsescu. Ăsta a venit la universitate și ne-a zis să trăiți bine. Dar dracul nu ne-a zis de când. Suntem o țară fantastică. Pe cuvântul meu, îmi spune un prieten al meu, zice, s-a dus pe fie țărâna beton armat, zicea de Ceaușescu. Am scăpat dracului și noi de muncă, mai ne odihnim, mai... Că pe vremea lui ăla munceam de nesăreau capacele. 7 zile din 7 munceau românii. Este sau nu? Am muncit 7 zile din 7? Da? Vedeți? Ei, de-aia nu mai e de lucru în ziua de azi. S-a terminat tot atunci. Acum poporul, mațul, soare. Suntem în comunitatea europeană numiți francofon. Nu se mai vorbește românești în România, se vorbește bilingv. Nu știu ce înseamnă, dar îmi place cum sună. Trilingv. Au când intri în România, nu mai scrie în românește, bine ați venit în România, scrie în franceză. Vive la liberté, fraternité, foamete. Îmi place că vă place politica asta. Să dea dracu, mi-a spus cineva, să face politică până și în WC-uri. Să screme lumea. Poate salvează țara de la nenorocire. Mi-a zis, am un prieten care este medic. Anestezist, curetist în mijloace de transport. Se urcă, te anesteziază la portofel, te curetează, te doare de-abia acasă. Când ți-a trecut anestezia și vezi că nu mai e portofelul. Îmi zice la jene, la cât se fură în ziua de azi în România, dacă exista aici pustiu Sahara și ce se întâmpla? Zic, nu știu. Ponta importa nisip. Doamne, ce ți-ai cu țara asta? Da, dracu. Stăteam și mă gândeam la ei așa că, îi vezi, ne-au luat locul nouă actorilor la televizor, să nu mai ei. Apare, dacă n-apare, îl bagă pe Guță. Ăsta și cu ăla de la Strehaia, războiul celor două roze. N-am nimic cu mameliștii ăsta, marineliștii, Doamne iartă. Dar gândeam așa. Mai un pic și vine primăvara. Cel mai fericit anotimp pe care îl trăiește românul. Primăvara. Când te duci tu în piață și vezi tarabele pline de urzici. Ștevie, lobodă.
după buzunar, mănâncă toată lumea în primăvara. Până după 25 de ani de verdeață. M-am întreat acum vă două zile la dege și în loc de sânge a curs clorofilă. E bine în România. Ei se laudă că au făcut, au dres. Fii atent, eu i-am stilizat. Vi spun acum. Să întâlnesc cei trei. Fiți atent că ați înțeles, da? Escu, Escu, Escu. Și vorbesc între ei. Ăia, ăla, lui ăsta. Au schimbat cărțile de istorie, au băgat pe toți să se nu scrie nimic de noi, noi care am băgat România în uie, noi ce am făcut, am nenorocit România, dracu să ia, să fi scris ceva acolo, să rămânem și noi în istoria României, la care le spune, stai dracu, potoliți, vom rămâne veșnici. Și ce facem, vă? Ce facem? Nu ne trebuie să scrie în cărți, vă, că ăștia schimbă cărțile de la an la an. Scoatem timbre cu noi, vă. Cei mari, cei trei mari președinți, Escu, Escu, Escu. Când a auzit, a zis, ești deștept. Am scos timbre cu ei. După o lună, se duce la poștă. Timbre cu președință aveți? Poștărița, da. Se vând? Nu. De ce nu se vând, fă? Pentru că nu se lipesc, domn președinte. Nu se lipesc? Dă-mi coace un timbru și plicul. Ia timbru, scuipă, pune pe plic. Uite-vă că s-a lipit. Ia poșterița plicul, îl întoarce, se uită și zice: fire rai, dracu de români. Acum mi-am dat eu seama de ce nu se lipesc. Toată lumea scuipă pe partea aialaltă. Vă spun o vorbă așa, să dea bunul Dumnezeu ca bucățica asta de zâmbet care ne-a mai rămas pe obraz să nu reușească derbede ăștia să ne o șteargă. Atât vă spun. Vă iubesc enorm de mult. Dacă nu ar mai fi colegii după mine care așteaptă să intre, aș mai sta. Hai să vă spun unul scurt care l-am auzit întâmplător. Poftiți? Bine, bă, dacă vrei, pe aia, pe aia o zicem. Restaurant, 25, ăsta, restaurant de lux, de 5 stele. Și patronul cu ospătăriță, meserie, facă, o învăța ce înseamnă meserie, arta meseriei, la el în birou. Aia era mai mult în pielea goală decât îmbrăcată, pentru că așa se învață meseria, o iei de la zero. Și îl cheamă pe șeful de sală și spune lui ăla: bă, fii atent aici, ori să vină oamenii care servesc masa la noi de aproape 20 de ani. Vin vreo 50 de surdomuți. Ia, nu vorbesc, bă, iau niște semne, niște răgăituri, semne, urlete, fel de fel de chițăituri, de ce nu înțelegi de la ei, că vorbesc prin semnele alea, vii la mine și îmi spui că ei servesc de viață. Să-i servești ca lumea să nu-i pierdem de clientelă. Să trei șeful, s-a dus la pac, au venit surdomuții, s-au așezat la masă, la un moment dat unul din surdomuți comandă în ghilimele. Ma, o atea de-a tea, o atea de-a 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 tea, o atea de-a o atea de-a tea, 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 o atea de-a s-a dus la șeful. Boule, n-ai înțeles nimic. Franzele, să le tai felii. 10-20 de franzele. Ăsta așa, e salam de Sibiu. Să le faci sandvișuri. Ăstea așa, înseamnă vin, cotești, dealul mare. Adu-le 10-20 de sticle, iar fă, sifoane sau apă minerală.
Am înțeles șeful, le-a dus la aia de băut, au mâncat, aia aved, pe două ore erau machiți. Comandă unul din surdouți, le-a mai dus de băut, că a înțeles că vor de băut. După încă vreo patru ore se duce către ei să vadă ce fac, ce făceau toți surdomuții. S-a dus la șeful, șefule, toți fac o atatapa, o pang și trag cât un pumn în frunte, lasă-i în pace, cântă. Ce fac? Cântă. Ce dracu cântă, șefule? Bă, da bou ești, pușca și cureaua lată, ce bărbat am fost odată.